Vezi, Tobin! Dă-te din drum! Parcă ziceai că nu vrei să fugi. Pentru mulți români, sărbătorile de iarnă încep cu o călătorie lungă. Prin Vama Borș au trecut zeci de mii de mașini cu portbagajele pline de cadouri. Dorul de casă îi aduce înapoi pe oamenii care au plecat să muncească în străinătate, iar autoritățile vamale s-au pregătit pentru un weekend extrem de aglomerat. Ne-am dus la închisoare. Capitanul era să le libereze pe Bernardo, dar apoi a sosit un bărbat cu o mască. Zicea că numele lui e Zorro. Oh, și a luptat singur cu Diego. Trezește-te! Iar în ceea ce te privește pe tine, e grav că ai fugit iar în pădure, dar de data asta ai obligat-o și pe Emi să meargă cu tine.